Ulciorul inimii. Pe ape se tot duce ulciorul închis bine, căci aerul cel umple deasupra îl menține. De vântul pustirii lăuntrul deție plin, pe fața apei lumii tihnit plutivei lin. De-ar fi ca întreaga lume s-o ai în stăpânire, vezi, inima ți-ar spune că n-are prețuire. Tu inima ți-o închide pecetluind-o bine și umple-o doar cu boarea cunoașterii divine. Am recitat, dragi prieteni, câteva versuri din Rumi, Ulciorul inimii. Astăzi alături de noi este Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut jungian, formator în referențialul arhetipurilor personale. Îi mulțumim foarte mult că este alături de noi și vorbim pe marginea unei cărți foarte dragi. Este vorba despre Oceanul Sufletului de Rumi, Jalaluddin Rumi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii și care face parte din campania Iubirea în poezia persană. Monica, ce ți-a plăcut atât de mult la Rumi? De ce l-ai recomanda cititorilor? Și știu că la un moment dat mi-ai spus tu mie că ai și câteva versuri pe care vrei să le împărtășim cu cititorii Herald. Ce să spun? Mulțumesc frumos pentru invitație. Rumi pentru mine este într-adevăr unul dintre autorii de suflet. Atunci când vine vorba despre poezie, când vine vorba despre iubire, când vine vorba despre sufism și când vine vorba despre o anumită formă de adorație, un anumit exercițiu de rafinare și cristalizare a artei inimii de a iubi. Pentru mine, Rumi este cu adevărat un maestru în arta universală a iubirii, înainte de toate, dincolo de sufism și dincolo de dimensiunea profund spirituală a scrierilor sale, există și această componentă extrem de rafinată și de sensibilă evocării și elogierii iubirii în operele sale, care mi se pare personal fără seamăn. E de o mare frumusețe și profunzime și sacralitate, aș putea spune. Atinge foarte, foarte puternic și trezește și mângâie inimile, amintindu-le, de fapt, de această chemare permanentă a iubirii pe care o evocă în maniere cât se poate de expresive, atât în ceea ce privește iubirea, să zic, lumească, dar și iubirea față de cel iubit, cum îl numește el, față de sursa, de fapt, întregii iubiri, față de creatorul a tot ce există. Și îmi place foarte mult la el dimensiunea asta de prosternare în fața iubirii. El nu vorbește ca un cunoscător despre iubire, el vorbește ca un îndrăgostit. Și mi se pare că asta este ceea ce dă, de fapt, toată frumusețea și dimensiunea asta extrem de specială poemelor sale. Faptul că, într-adevăr, s-a putut conecta la acel loc din inima lui, din care să se poată adresa prin poezie ca un îndrăgostit de tot ceea ce este, de frumusețea lumii pe care o elogiază în poemele sale, de frumusețea fiecăruia dintre noi care suntem oglinzi și purtătoare a acestui chip desăvârșit, acelui prea iubit, pe care ne învață, de fapt, prin poemele lui să-l căutăm în tot ceea ce este, în tot ceea ce există, să ne umplem ființa de el, să savurăm viața, clipa, fiecare moment în care avem șansa să ne conectăm și să fim în prezența acestei infinite iubiri, acestui ocean nesfârșit, nemărginit de iubire care ne înconjoară de jur împrejur și care ne hrănește cu frumusețea asta.
Mi-a plăcut foarte mult exprimarea pe care o are într-un anumit poem. Spunea că despre iubire nu poți învăța nimic. Iubirea vine pe aripile grației. Și aici mi se pare că surprinde foarte frumos această taină profundă de care nu te poți apropia, de fapt, decât cu evlavie. Iubirea nu poate să fie cucerită cu adevărat, în fața iubirii, în schimb, ne închină. Fondator al Ordinului Mevlevi, cunoscut și ca Ordinul Dervișilor Rotitori, datorită adeziunii adepților săi la practica ceremoniei spirituale Sama, ritual complex care include cântul, dansul inițiatic și o sumă de alte practici interne. Iată că pentru cei iubitori de artă, iubitori de frumos, iubitori de adevăr, Rumi vine cumva înaintea noastră cu acest mix, da? Poezia, dansul sacru inițiatic și muzica sacră, toate aceste trei forme de artă se împletesc cumva în acest proces al cunoașterii lui Dumnezeu. Ne apropie mai mult de Dumnezeu, așa cum spune Jalal Uddin Rumi. Știu că ne-ai pregătit și câteva versuri. De fapt, versurile pe care le-am pregătit sunt atașate de o mică povestioară semnificativă din punctul meu de vedere și aș citi-o și pe ea ca să aibă mai mult sens. Înainte e foarte scurtă povestioara, se numește Arabul și soția lui și spune așa: trăia odată un arab împreună cu soția sa în mijlocul deșertului, în cea mai cruntă sărăcie. Așa că în scurtă vreme se făcură de o cară în fața vecinilor lor. În cele din urmă, soția și-a pierdut răbdarea și început să-și certe soțul și să-l constrângă să facă ceva pentru situația lor materială. Arabul a mustrat-o pentru lăcomia ei, amintindu-i că profetul a grăit: sărăcia este gloria mea. Și arătându-i cum sărăcia este o pregătire mai bună pentru moarte decât bogățiile, la sfârșit a amenințat-o că o va părăsi dacă nu va înceta cu stâcâierile și certurile ei. Cum necum, soția, prin lingușiri și dezmiertări, îl convinse pe soț, așa cum reușesc întotdeauna soțiile, și l-a silit să-i făgăduiască că îi va îndeplini dorința. L-a învățat să meargă la califul din Bagdad și să-i ofere acestuia un vas de lut plin cu apă, ca fiind unicul dar ce și-l permit să-l facă. Ascultând, arabul călători spre Bagdad și și-a depus ofranda la picioarele califului, pe care acesta a primit-o cu bucurie, dăruindu-i în schimb vasul plin cu bucăți de aur și l-a trimis acasă într-o barcă pe fluviul Tigru. Arabul era mult de uimire de generozitatea califului, care l-a răsplătit atât de regește pentru un jalnic strop de apă. Povestea cuprinde mai multe aluzii la faraon, la profetul Salih, la Adam și la îngeri, iar poetul, luând aminte la lipsa ei de șir, o compară cu veșnicia, din moment ce aceasta nu este nici început, nu are nici început și nici sfârșit. Personal, mi se pare că această povestioară cuprinde în simplitatea ei o metaforă foarte, foarte frumoasă, apropo de doi oameni care trăiesc în deșert, într-o sărăcie lucie, așa cum de multe ori ne pierdem și noi prin deșertăciunile vieții, prin tot ceea ce ține de spațiul acesta al vremelniciei, în care cu toții suntem destul de săraci, pentru că noi nu am venit să fim echipați pentru vremelnicie, ci noi suntem chemați pentru veșnicie și pentru eternitate și purtăm în noi aceste nestemate de care avem nevoie să ne aducem aminte. Și această poveste mi se pare și o metaforă foarte frumoasă a dialogului care se poartă, cred, în fiecare dintre noi între partea de inimă și partea de minte. Căci partea de inimă își amintește că ea nu este niciodată săracă, își amintește de demnitatea ei regală, își amintește că originea sufletului este întotdeauna una sacră și nobilă și îi spune minții, îi spune rațiunii, îi spune bărbatului, cum ar veni în această poveste:
haide să facem ceva. Noi n-am venit să ne chinuim aici, noi nu am venit să ne tânguim, noi n-am venit să ne facem de ocară prin această sărăcie. Noi avem o demnitate, o regalitate și o frumusețe. Și e necesar să ne amintim de ea, făcând o ofrandă celui preanalt. Și această ofrandă în apă, care este un simbol al emoțiilor, este un simbol al limpezirii, al deschiderii inimii, este un simbol al fluidității interioare și al acestei primeniri interioare, cum spuneam, al vieții sufletului, a spune apa sufletului tău în slujba celui preanalt este un gest răsplătit prin acest aur al eternității și al bucuriei, al îmbelșugării, al abundenței autentice. Și mi se pare foarte, foarte frumos, foarte simplu și foarte pe înțelesul tuturor, pusă o taină atât de mare într-o poveste atât de mică și atât de scurtă, cum de altfel se întâmplă să fie tâlcul majorității poveștilor și poemelor lui Rumi, căci cuvintele lui sunt simple, dar cuprind nestemate de adevărul vii. Și această poveste este urmată și despre... și de o mică poezie care vorbește despre supunerea bărbaților în fața voinței femeilor. E nostim scrisă, dacă crezi că avem timp și că are sigur, sens să o citesc. Sigur, sigur, sigur. Iată, este așa ca un, și ca un alin și ca o odă la adresa femininului. Adesea se ruga ea cu amăgitoare lingușiri în vreme ce lacrimile scăldau obrajii. Cum oare să reziste tăria și bărbăția lui când și fără de lacrimi ea inima-i vrăjise? Și al lacrimilor și voi a izbutit să iști un fulger și a aprins scântei în inima sărmanului bărbat. De vreme ce bărbatul era înrobit de chipul ei frumos, ce-ar fi putut el face când ea s-a prăvălit în rugă? Când doar privind-o, inima îți saltă, ce simți când vezi lacrimile sale și roind? Când inima îți sângerează văzând-o cochetând, ce simți când ea te roagă îngenunchind? Ea, care mândră și încăpățânată, ne supune. Ce cale ne rămâne când își dorește ceva nespus? În clipa când cea neiertătoare într-un sfârșit ne va supune, ah, cât de mult câștigăm atunci! Domnul le-a împodobit minunat pentru privirea bărbatului. Cum să scape atunci bărbatul de cea împodobită de Dumnezeu? De vreme ce el, cu majuscule, a creat bărbatul spre a viețui alături de ea. Cum ar putea Adam să se despartă de Eva sa? Să fie el chiar Rustum, fiul lui Zal, mai brav decât Hamza? El tot este supus la multele capricii ale soației sale, cel la ale cărui predici lumea a intrat în extaz, a fost și cel care a grăit cele două vorbe. O, Humaira! Aici este o referire la profetul Muhammed. Deși puterea apei triumfă peste foc, focul totuși o dă în clopot când apa e în cazan. De așez cazanul între acestea două puterea apei este vorbă în vânt. Asemenea apei, tu pare a fi stăpânul soației tale. De fapt, tu ești condus de ea, supus cu totul ești. Și iată cu ce însușire se laudă bărbatul. El a ajuns rob dorințelor trupești. Aceasta este slăbiciunea. Profetul a spus cândva că femeile au pus stăpânire peste înțelepți și peste oamenii de inimă. Însă nesăbuiți, mâna au ridicat-o spre soațe, cei nesăbuiți se arată violenți și încăpățânați. Ei nu cunosc tandrețea, blândețea și prietenia, căci animalii pe natură stăpână-i peste caracter. Tandrețea și iubirea vădesc un suflet omenesc, patima și trupească poftă sunt animalice însușiri. Femeia e o divină rasă, nu o ibovnică de rând, o parte din creaturul însuși, nu doar o simplă creatură. Spune Rumi, onorând puterea femeii și onorând până la urmă inclusiv femininul din fiecare bărbat în felul acesta.
Și uite cum Deci mă mi se gândeam. pare foarte. Mă gândeam în timp ce recitai, mai ales acum spre sfârșit, când făcea acest elogiu al feminității și al feminismului și al femeii, faptul că cumva punea la zid, iată, în acele vremuri, punea la zid cumva violența conjugală. Exact, da. Ceea ce gândește de cât de modern era pentru timpurile în care a trăit Rumi. Rumi este Cât de un poet înțelept foarte actual. să poate să-și asume public, știi? Exact. O viziune care era complet nonconformistă pentru vremurile acelea. Da. Foarte mult Dragii curaj. noștri, am vorbit astăzi despre Rumi, Jalal Udin Rumi, Oceanul Sufletului, în colecția Înțelepciunea Inimii, în campania Iubirea în poezia persană. A fost alături de noi Monica Daniela Găitănaru, psihoterapeut junghian, formator în referențialul arhetipurilor personale. Îi mulțumim foarte mult! Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă. Vă mulțumim cu recunoștință că ați fost alături de noi și lectură plăcută la versurile, poemele din Rumi. La revedere, numai bine!